Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Frumoasa mincinoasă, episodul 10. Doamna Seo îi spune Marii Regine Mame că Sorang este o impostoare, iar aceasta îi aduce la cunoștință regelui acuzația. Deși nu crede acuzația, regele este tulburat de amenințarea cu trădarea dacă Sorang nu se întoarce la palat. Regele îl aude pe Shin Won numind-o pe Sorang o impostoare și îi spune să nu se întoarcă la palat, dar în secret aranjează protecția ei de către Seong Hye-ok și Ji Hwal. Pictorul Jeong creează o carte de benzi desenate intitulată Carte de întâlniri pentru Seolos, care devine un succes instantaneu și duce la formarea unui grup de protest împotriva interdicției căsătoriei. Sorang este atacată de asasinii doamnei Seo și cade de pe o stâncă în râu. Shin Won sare să o salveze și sunt ulterior îngrijiți de maestrul Sung și fiica sa mascată Huai Grecone. La palat, regele se luptă cu durerea, dar înțelege acțiunile lui Sorang. Marea regină mamă devine suspicioasă de implicarea doamnei Seo în presupusa moarte a lui Sorang și în potențiala preluare a controlului asupra palatului. Huai Grecone o convinge pe Sorang să rămână cu ea pentru siguranță. Sorang regretă că l-a rănit pe rege și își împărtășește trecutul cu Huai Grecone, care o consolează. Huai Grecone, aleasă pentru procesul de selecție a miresei, își dezvăluie fața cicatrizată, surprinzând-o pe Marea Regină Mamă. Sorang apare ca servitoare a lui Huai Grecone, șocând-o pe Hyeonhe. Are loc o înșelăciune în timpul testului de broderie, numele lui Huai Grecone fiind înlocuit cu cel al lui Hyeonhe. Regele, cu ajutorul lui Shin Won, investigează corupția implicând mită cu jad alb printre doamnele de la curte. În ciuda găsirii dovenilor, se confruntă cu dificultăți în a implica partea vinovată. Sul Rok o aduce pe Sorang înapoi la palat la cererea regelui. Așteptându-se să fie pedepsită, Sorang este surprinsă când regele o sărută în schimb. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.